18. A primit fiecare dumneavoastră invitat. Chide ușa? Președinte ședinței, domnul Leacu. Bale, dau cuvântul domnului ședinței pentru conducerea lucrărilor. Supunem la vot procesul verbal din 27 aprilie 2018. Cine este pentru? La șinte, da. Împotrivă, la ține, da. Garantă. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Expunere de motive cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2018. Subsemnat Sava Constantin, primar al Comunii Mireu, și având în vedere raportul doamnei Rău Mirela, Consilier Superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului, responsabil al compartimentului contabil, financiar contabil, având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare a evoluției privind încasarea impozitelor și a taxelor locale, având în vedere majorarea prețului la energie electrică și a carburanților, la rândul lor au influențat costurile practicate de furnizori de servicii, este necesar să se suplimenteze bugetul în mod corespunzător pe capitole de la cheltuieli, pe capitole de cheltuieli, acolo unde estimările sunt insuficiente, și anume la administrația locală, energie electrică 6.000 de lei, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 5.000 de lei, obiecte de inventar 5.000 de lei, întreținerea parcurilor și a monumentului eroilor, suma necesară pentru lucrările de întreținere care se efectuează la parculețul de joacă în Comuna Emeu și care constau în realizarea încrășmuirii zonei și montarea unor elemente de joacă, pentru care este necesară suma de 44.000 lei, suma necesară pentru lucrări de întreținere a Monumentului Eroilor căzut la datorie 15.000 de lei, lucrările vor costa înlocuirea gresiei de pe platou cu pavele acolo, placarea cu granit în jur împrejurul, de jur împrejurul edificiului, precum și alte lucrări de întreținere. Având în vedere disponibilitatea unor firme de a susține financiar evenimentul ce va avea loc cu ocazia sărbătorii Zilei Comunei Emeruș, suma de 3.000 de lei, solicităm acceptul Consiliului Local pentru ca această sponsorizare, urmând ca suma să fie cheltuită în totalitate pentru acest gen de manifestări. Având în vedere solicitarea unor parohii din Comuna Emeruș de a găsi înțelegere în sprijinirea financiară pentru realizarea unor reparații la biserice din Comuna Emeruș, va fi nevoie de majorarea bugetului cu suma de 50.000 de lei. Învățământ. Având în vedere cele două proiecte de modernizare și dotare celor două școli, Ion Svenescu Ilie și Grigore Tăbăcaru, Emeruș, va fi nevoie de alocarea sumei de 15.000 de lei necesari pentru achitarea documentațiilor care vor sta la baza emiterii autorizației de construcții. La servicii publice, având în vedere majorarea prețului la energie electrică, este necesar să se suplimenteze bugetul alocat pentru iluminatul public cu suma de 13.000 de lei. Salubritate. Având în vedere ordonanții de urgență numărul 196/2005, prin care autoritățile publice datorează o contribuție de 100 de lei tona în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantității de deșeu, s-a calculat suma de 15.000 lei obligație de plată către fondul de mediu. Pentru acoperirea cheltuielilor, propun majorarea indicatorilor cote defalcate din impozitul pe venituri din cadrul veniturilor locale, unde a fost înregistrată o creștere corespunzătoare. Față de cele prezentate, solicit Consiliul Local să aprobe modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și lista de investiții acordată conform anexei privind detalierea indicatorilor de venituri și cheltuieli. Lista se găsește în discuții la acest punct. Deci acolo am reținut eu că pentru culti și biserici. Da. Am avut 65.000 de lei propuși în buget anul la începutul anului bugetar, când am aprobarea bugetului. Ați aprobat din 65-50 numai pentru Hemeiuș. Corect. Ținând cont că mai sunt și alte parohii, numai bine... Și pentru celelalte am aprobat, dacă le țin eu bine. Pentru celelalte am aprobat 10.000 la Andrișești. 10.000 la Andrișești, da. Fântânelii?
Fântânele nu au, anul ăsta nu au făcut nicio solicitare. În 2016 nu le-a mai dat nimic, ne-a dat 30.000 și n-au putut să ia. Ilie ce am aprobat, nu i-au luat. Nu i-au luat nici alea. Nici data asta. Nici de data asta, 20.000 care și restanța și... Pe de asta am zis, o să mai vină Părintele Catolic, care au deja depus o... Și la Părintele, da. Așa și... Bă, aia 20.000 care prezentăm de anul trecut, care am aprobat Părintele Vătămânescu, dar nu a făcut lucrarea. O să trebuiască să-i dăm anul ăsta. De fapt, banii ăștia ne-a mai aprobat odată, 20.000. Da. Din ăștia 50. Da. Asta la cu energie electrică, ce intră aici? Consumul care se face... Majorarea... Tariful. Acum, dacă e curier, nu-i consum mai mic? Noi... consum mai mic, dar n-avem consum mai mic decât pe... până acum pe vreo 200 și ceva de lămpi, din 700 și vreo 80 care au apărut. Sunt acum mai da. Încă nu scade așa deodată, pentru că am avut astea 160 pe drumul județean și avem pe alea de pe drumul național. Trebuie să se vadă totuși. O să trebuie, da, dar se vede, dar ăștia între timp au majorat prețul. Și dacă mai schimbă lămpi, nu pot să ajungă undeva la prețul? Păi, eu zic, oricum e mai puțin decât până acum o să fie, ca și consum, e vorba de preț. Degeaba consumi 1000 de kilowatts, consumai 1000 de kilowatts cu 40 de bani, acum consumi 700 de kilowatts cu 60 de bani și n-ai făcut nimic. Adică e, dacă ei tot cresc, noi scădem într-un fel, dar nu... Ai făcut? Nu se resimțim pentru că se măresc mereu. Poate cu 3,5 de la 1 iulie. Ce scade? Acum, curent electric. Unde scade? Nu mă o scade. Când o scade? Scade, dacă ai rămas la același furnizor, se schide deja deja. Noi am rămas la același furnizor, numai că ce ne-au făcut? Ne-au făcut o ofertă și o trebuie și noi să o depistăm după aceea. Nu suntem specialiști în E.ON. Ne-au făcut, deci, doamne, uite, vă facem o ofertă. Și ne-au dat prețul cel mai mic. Prima, nu ne-am dat seama. De fapt, era prețul pentru clădiri. Și acolo unde consumul e mai mare pe iluminat, deci, uite, vă facem o reducere. Pe iluminat nu ne-a mai făcut-o. Ne-a dat alt tarif și acum trebuie să negociem din nou când semnăm contractul să ne facă reducerea aia pentru iluminatul stradal și un preț mai mare aici, dacă. Și fac reducere numai la ce vând ei, nu la distribuție, la tot. Deci, distribuția este așa că zici, doamne, că fac 20%. No. Îți faci 20% nu din toată valoare, numai din ce vând ei ții. Deci, anul trecut am negociat cu ei în luna lui aprilie, au venit cu totul rotat, directorul de la Bun, cu toată suita aici și am negociat cu 25%. Ne-au redus că aveam oferte de la Enel. Vreau să vă spun că la 1 august au venit și s-au cerut scuze, zice, doamne, au crescut... Anerieu ne-a forțat. Așa și zice, nu avem ce vă face, au crescut prețul și nu putem să... Și ne-am ajutat din nou, am ajutat tot la Enel. La prețul mare. Pe când astea de la Enel, cu primării, care mai chiar cu contracte cu alte primării, au mers pe fix. Atâta ne-am înțeles, atâta am dai. N-au mai revenit. N-au mai revenit, n-aveți. Putem și noi intra, dar trebuie să vedem. Dar ei nu organizează oferta pe bursă? Nu mai, că nu. Eu țin că am intrat pe bursă și atunci, am încheiat contractul și mi-am ales cea mai bună soluție. Dar acum nu mai e chestia asta. Și acum Enel zice dacă... faci un contract. Și dacă ai depășit, îți bani mai mult, dacă e mai puțin, iar te taxează, nu știu cum. Și tot cum. Păi stat în stat, de asta am zis. Vine cu a apărut concurența asta, mai sunt și alte firme. Exact ca și cu telefonia. Era numai luăm telecomul și... Dar ei vor să sunt numitori, până la urmă. Da. Bine, ăștia Enelul sunt și ei producători, că au toate eurile în sus. Dar problema e că tot Austria și acolo tot Austria și de acolo. Curentul tot de la un singur lor. Împrejmurirea curenților. Curentul toți. În regeaua națională. Împrejmurirea și acționarea unui l-am împrejmuit, vrem să plantăm la toamnă, acum nu mai e timp, vom tăie brechițele, dar poate ați văzut. Poate până la terminarea mandatului facem un părculeț ca lumea pentru copii. Păi, nu vreau să fie și privilegiul și ne chemim și la Mărășe, școala care e în spatele școlii. Unde mai sunt spații? Da. În schimb, sunt foarte scumpe jucăriile astea, că trebuiesc acreditate, omologate, nu de astea luate de pe unde le găsesc. Absolut, absolut.
și am făcut comandă acum, cel mai ieftin preț e 1.400 de lei pentru o rățușcă de aia sau pentru piatră sau un căluț sau ceva ca să... Ce spunea, că e populare. Păi da, astăzi... Poate să se dea mamă, dar nu dă să rușă. Da, un pic o bănduță, două acoperiți acolo. Mai vine un bătrân, mai vine cineva, sta cu stăpâi, se poate sta la umbră. Pe o zonă cu bine, două. Și nu trebuie să dă cu bine, sunt. Da. Și trebuie securizat despre bitumul, nu? Nu mai am de asta a fost una din în legătură cu asta cu reducerea colectării deșeurilor menajere, văd că se merge pe varianta ca să se reducă cu 15%. Deci taxe. Nu, fost și până acum chestia asta, când dacă depășim, ia taxe. Având în vedere evoluția demografică a comunei Hemeiuș, unde crește numărul de populație și numărul de locuitori, deci eu cred că ar trebui renegociată chestiunea asta. N-au văzut să ne cont de chestia asta. Sunt chestii de aici. Nu ții cont, frate. Adică, vine lumea. Migrează către tine și tu, doamne, stai... Domnul Mihail, trebuie să ne gândim că cât s-a ținut și pe undeva au văzut dreptate comunești, ați văzut? Când ce luptă a dat, ei au început în 2000. Tot a venit la marcă. Tot a venit la marcă. Nu, că nu sunt, dar nu trebuie să nu creem alte de resurse. Nici n-ai gândit să arăți, că-s două fire. Da. Sumă și cum preț. Una oia că parte. Un fel de monopol. Care vine? Monopol. Dar mai vine altă firmă, mi-a zis. Așa, sumă de o viață. Da. Eu am dat la Buhu și oricând, dacă ar fi să poți face contract cu băiatul ăla să... Și Buhu și ușor, dispare și el. Nu o să știi. Nu o să știi. Face mai informații ca să-mi transmit. Ăla-i... Odată ce-o reușesc să deschid un punct acolo, înseamnă că... Are susținere. Nu va să ne muri. Foarte mulți de la neam sunt acolo, să știți. Da, da. E la limită. La Buhuș? Da. Dar unde depozitează? Dar nu depozitează, aduc și prelucrează. Aduc și prelucrează acolo, la intrare în Buhuș, pe stânga. Da. Au o hală mare și prin jur pe acolo, utilaj, pac, pac. Am așa la acolo unde a fost incendiul ăla, nu? Se rechid. Unde a fost incendiul ăla? Acolo. Da, mă rog, acolo. Acolo, acolo. Casa mare, Buhuș, casa. Da, deci, la bună, dacă reușesc să fac... Au contract cu Bicazul, cu ceea ce baloții care rezultă în urma... La pescuit acolo, pe lac. La altceva se referă. Fulgi aia pe care... Deci, baloții care rezultă în urma prelucrării, la fabrica de ciment Bicaz, au care contează. Și ardele la cuptoare. Supunem la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Punct numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune, numărul 2158 din 14/1997, încheiat între SOS Satele Copiilor și Hemeiuș România, în calitate de concesionar și Consiliul Local de Hemeiuș, județul Bacău, în calitate de concendent. În sensul diminuării suprafeței concesionate cu 4.000 de metri pătrați. Proiect inițial domnul primar Sava Constantin. Nu știu dacă vă mai amintiți, cei care sunt mai vechi în Consiliul Local, au fost o discuție de tema asta cu câțiva ani. O solicitare din partea lui Liberan. Da. Și au acceptat, că nu au acceptat la vremea respectivă, nu acceptau cei de la București ca să se diminueze suprafața. Acum văd că... Avem adresă. Avem adresă de la Iesuia Satul Copiilor, dar avem adresă pe care din 18/4/2018, prin care spune fiind prezent, dar vă rugăm să aprobați cererea de preluare a unei parcele de aproximativ 4.000 de metri pătrați, situată în parte de est a terenului concesionat de către Consiliul Local, către Asociația Iesuia Satului Copiilor România, potrivit actului adițional la contractul de concesionare numărul 4 din 14/11/1997, înregistrat sub numărul de 3479 din 24/8/2006. Motivul acestei solicitări constituie prezenta depunerilor sedimentare grosiere, prezenta depunerilor sedimentare grosiere care fac parte care face ca perimetrul menționat unde există o oală de secată, fostul canal de fugă ieșit din uz,
să nu poată fi amenajat prin lucrări de întreținere curente și în acest context să constituie o zonă periculoasă pentru copiii rezidenței caselor de tip familiar construite în imediata vecinătate a acestui teren. Adică mai noi director. Suprafața totală din 19.000 hauii. Suprafața totală e 19.000, da. 19.000, scăzăm 4.000. Rămân 15.000. Rămân 15.000, dar e pericol pentru copii, bine, e adevărat. Dar e o suprafață... Cel care preia nu are pericol? Păi... N-are copii. N-are copii. Da. Ei, Riverana, acum îi preiesc cu fratele lui, dar și el dorește să preia... Confirmarea acceptului... Domnul Băstier, dacă ar fi chestia asta să se îndeplinească, ar fi un beneficiu pentru primăria noastră. Pentru că de la SOS Statului Copilor, terenul ăsta este dat gratuit. Da, corect. Faptul că ei renunță la bucata asta neproductivă și o să o concesioneze, cine o să concesioneze, o să o câștige la licitații, deocamdată avem o cerere, s-ar putea să mai apară. Vine un ban la bugetul local. Dar nu poate să intri nimeni acolo, pentru că deja singurul vecin este Brăiescu. Nu, nu are toată chestia ca să... Dar ca să nu pur și poate să mai vină și alții. Da, nu știu, dar trebuie să intri. Dar trebuie să intri în continuă adiment și poziționarea lui Ivarta Cadastra. Da, ca elicopter. Da. Dar nu e încărcă pe SOS să zic impozitul. Eu care să are locul de convenit trebuie să vă gândească. Prin 19.000 renunți la 4.000, exact cum dorești. Ultima să vă gândească. Dar cine câștigă și trebuie să dea drumul. Da, cum? Se facă cum de acest. Da, dar trebuie să ne impreze. Cine face cele să mai aibă copii, dar să fie în pericol. Dar poate cel care... Este pericul pentru SOS copiii. O să se mai sarcatul, nu? Da. O să se pune clauze în caietul de sarcini. Sigur că da. Dar trebuie să fie mai mulți. Ca să ridici o reamă. Super. Vor la port punctul numărul 2. Cine este de acord? Îi prez din Hebeiu și oricum. Toți ne-a văzut ăsta la urmă. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Proiect inițiat de domnul primar sau Constantin. Deci, nu știu cum să începem cu asta. Începem și cum să începem. Nu știu dacă am uitat. E venit, materialul e venit de acolo. L-am parcurs. Dar nu avem. Da, eu aș vrea doar câteva aspecte de aici. Să le relatez. Nu sunt multe. Modalități de stabilire a taxei de salubritate. Pe teritoriul administrativ al fiecărui OAT, membru a zis Bacău, a fost instituită taxa specială de salubritare în sarcina utilizatorilor casnici și cu titlul de excepție în sarcina utilizatorilor non-casnici în funcție de prevederile contractuale de delegare pentru asigurarea următoarelor activități de servicii de salubrizare. Colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori. Operarea, administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare, sortarea deșeurilor municipale, deșeurilor similare în stațiile de sortare, organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, compostarea deșeurilor biodegradabile în stații centralizate, administrarea depozitului conform de deșeuri. Regulamentul intră în vigoare odată cu aprobarea acestuia de către consiliile locale, OAT-urile. Pentru utilizatorii casnici, obligația depunerii declarației pentru stabilirea numărului de utilizatori serviciului de salubrizare aparținând proprietarilor de imobile cu destinație locuință în numele și pe seama tuturor utilizatorilor casnici care locuiesc împreună. În cazul în care proprietarul imobilului nu locuiește efectiv în respectivul imobil, obligația depunerii declarației aparține persoanei care deține un drept de folosință asupra imobilului respectiv. Declarația se depune pentru fiecare unitate locativă, imobil, deținut, fie că este locuită de proprietar, fie că este închiriată altor persoane fizice.
În cazul imobililor proprietate persoane fizice, persoanelor fizice care sunt închiriate persoanelor juridice, obligația de a declara numărul de utilizatori revine atât proprietarului cât și chiriașului. Se va depune declarația de impunere anexa 2 pentru fiecare imobil deținut. În plus, se va depune și anexa 4 care de către persoana judiciară care a închiriat, iar obligația de plată a taxei de salubritate aparține persoanei juridice. În cazul imobililor proprietate persoanelor juridice cu destinație de locuință care sunt închiriate persoanelor fizice, obligația de a declara numărul utilizatorilor de a achita taxa de salubritate revine proprietarului imobilului. Se va depune declarația anexa 3 pentru fiecare imobil. În cazul imobililor proprietate de stat, OAT-uri, locuite de persoane fizice, obligația de a declara numărul utilizatorilor și a achita taxa de salubritate revine chiriașilor imobililor. Se va depune declarația conform anexiunii. Pentru utilizatorii cadici care locuiesc la case, locuințe individuale, blocuri, locuințe colective, primarul, prin aparatul de specialitate desemnat, prin dispoziția specială și împuternicit, în acest scop, are obligația identificării și verificării situației imobililor nelocuite mai mult de 6 luni consecutiv. Înregistrării distincte, precum și a verificării situației proprietarilor, persoanelor cu domiciliul la adresa imobililor, în vederea clarificării situației acestora, plecate din țară mai mult de 6 luni. Vă dați seama că este un volum de muncă foarte mare pentru primărie ca să poată să facă așa ceva. Noi avem 2 oameni la impozite și taxe și mai avem 3 polițiști. Ăștia sunt oamenii cu care am putea porni la luptă. Oare Comuna Himeuș câți vin și câți pleacă? Câți lucrează în străinătate și câți vin din străinătate? Unde avem noi? Cum putem noi să-i identificăm? V-am spus cel mai bine la plata impozitului. Dar sunt 7 restanțiere. Sunt restanțiere. Cum să identifici că el lucrează sau îi pleca sau îi înțeagă? Dar eu le-am cerut unora noi am început aceste identificări de anul trecut și anul ăsta și să știți că unii pe bună dreptate nu vor să declare. Da. Ce bază? Spui, domnule, zic, pentru stabilirea taxei de salubritate. La anul noi nu o să știm cât să vă câte persoane. Acum stau și mă gândesc de fapt la controlele făcute de către Curtea de Conturi în anii anteriori când eram eu primar. Deși este taxă extrabugetară această activitate, ei se bagă și verifică și stabilesc pe gospodărie cuantumul datoriilor care nu sunt achitate la termen. Și atunci te obligă pe tine ca și primărie să iei măsurile necesare și stabilește și termen în care să rezolvi problema și să-l comunici lor. Deși nu văd logica. Atâta timp cât e un operator privat care încasează bani la populații pentru serviciile prestate, de ce? De ce? Pentru că de acolo din banii trebuie să ducă TVA-ul la stat, impozite la stat. Asta îl verifică pe operator. Da, cei care sunt abilitați prin lege. Da, mă rog, așa e. Supunem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? O persoană nominalizată din cadrul Consiliului Local, vă rog să stabiliți dumneavoastră, care se participe la ADIS. Ai până acum ce vreau? Domnul Vici, Tarcă Iulian. Da. Toată responsabilitatea o spun. Și toți suntem la acest capitol. Rugămintea mea este la toți consilierii care sunt de față și care sunt în cadrul Consiliului Local Himeuș. Când mai vedeți cetățeni certați cu legea și nu respectă, nu duc gunoaiele unde trebuie, nu le pun selectiv, am pus acei recipienți pentru colectarea cartoanelor. Ne-au rupt etichetele. Am încercat și le-am prins cu colșurubul, le-am făcut mai solide, le-am țiplat. Tot degeaba. În recipiențe de cartoane găsim tot felul de lățenii. Poate cu sprijinul dumneavoastră și cu ajutorul dumneavoastră reușim să identificăm. Nu e ușor, pentru că asta e viața, suntem români. Noi nu vrem să ne... Domnul
primar, de ce nu ne propuneți celor de la Romule sau domnul viceprimar, vreau să ne reprezentanțe în Romadis, să ne aducă pubele pentru fiecare cu noi, selectiv, să selectăm de acasă. Pentru că aici intervine și a unor persoane care nu au cu ce să-l ducă cartonul până corect, nu știu unde, și îl aruncă tot pe stradă, tot asta la mărțuri. Problema e în felul următor. Am cerut la Soma chestia. Ei vin și cer, ne iau bani. Da. Soma, pentru că ei nu știu acum cu licitația care o să fie, cine o să o câștige. Ei sunt pe ultima sută. Da, dacă o să câștig, investesc. Dacă nu o să câștig, nu mai investesc. Contractul, nu știu câte adrese făcute. Noi acum suntem la 45-50 de pubele deficitare. Cetățeni care și-au plătit salubritatea, cetățeni care și-au înscris locuința în Spirața Comunii și nu au pubele. Și le-am făcut adresul, domnule, noi nu avem. Să mai aibă pretenția ca să câștigi din licitație. De la jumătate. Nu, nu, aici e vorba de un preț, ca un preț vreau să... Dar un preț nu sunt ei, nu sunt ei. Nu sunt ei, eu am dat un preț. Bine ar fi să ne aducă. Marius, o să delegi serviciul lui Soma. Nu o să facem. Nu avem public. Ia un preț. Îl ia. Nu? Unde? Dacă nu ai menajerele. Aduceți-ne la cunoștință și căutăm să luăm măsurile. Este domnul de la Rieci, când bagi în gură, nu zăriți că e făcut din fundul. Nicolei se bagă în țară, se face țară, nu știu, face și îl... Ioane, da, i-a făcut cineva observația acum în țară, dar nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu mulțumesc. Îți mulțumesc, dar iată, iar atunci. Trecem la anumitul punctul numărul. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de fonduri pentru dezinsecția prin pulverizare a suprafeței de 600 de hectare de pe teritoriul administrativ al Comunei Gemeniu, județul Bacău. Proiect inițiat domnul primar Sava Constantin. Credeți că n-ai supus la vot proiectul din vreme? Da. Supus. Supus. Nu cred că uitați vot pe filmare. Nu, e supus la vot. Uitați că... Dar ești atent aici sau acolo? Că ești sunt atent. Da. Ai e piața distributivă. Foarte distributivă. Foarte distributivă. Da. Am să găsesc exact cuvânt ce ați spus. Am început de anul trecut o activitate de ratizare a comunii. Care anul trecut, zic eu, că a avut efect faptul că ne-am mișcat mai greu, că n-am știut nici noi proceduri, n-am știut cum trebuie făcut. Am făcut-o între perioadele de mulțire a acestor dăunători. Indicat ar fi să facem una acum în iunie, perioada 10-15 iunie și urma spre sfârșitul iulie, începutul august. Deja au apărut, am zis foarte secetos, e dezastru. Dacă o să plouă, o să înțească rapid. E mai răcoare, poate. Ia stați un pic așa, că la ora 9:30 fi terasa afară. Da. Și un pic becul să fie aprins. Da, și chiar mi-a aprins. Subsemnatul Gălățeanu Ioan, în calitate de administrator public al Comunei Iuș, prin prezentul raport vă informez că în conformitate cu legea 101 din 25 aprilie 2006,
privind salubrizarea a localităților, articolul 3, litera K, dezinsecții, dezinfecții, deratizare, autoritățile publice locale trebuie să înființeze planul de combatere a țântarilor, din specia acest Albopictus, responsabil de răspândirea virusului Zika, omidii, păroase și alte insecte. Menționez că în timpul efectuării acțiunii de combatere a acestor dăunători, va fi informată populația și apicultorii din comună zilele și orele când se va desfășura această activitate. Rezultatul acestei activități a fost simțit și în anul 2017, după stropire, când cetățenii comune au avut un confort sporit comparativ cu anii anteriori, privind efectul țântarilor și celorlalți dăunători. La cele arătate mai sus, vă rog să supuneți pe analiză comisiei de specialitate și apoi spre aprobare Consiliul Local aplicarea combaterii țânțarilor prin stropire cu avion care să conțină substanțe adecvate și aprobate de Ministerul Sănătății pe o suprafață, și am referit la suprafața de intravilan, 600 hectare, la un preț de aproximativ 60 de hectare. Prețul este celălalt de anul trecut. Pesticidele astea urmară natura, doamne. Am... La țânțarii ne-au mai să noi. Ce bine, natural, noi facem parte din natura. Nu știu. Deci m-am uitat pe serverele de la rețeaua electrică. Toată vara, când sunt perioada din perecherii rândunelele, se așează acolo, se odihnesc, își inițiază puii la zbor. Nu mai sunt rândunele, băi, fraților. Vă dau eu. Nu mai... Vă dau eu. Da? Le dau eu. Da. Fac un bilet și trebuie la dumneavoastră. Problema este foarte serioasă cu ce s-a spus. La mie, cel puțin după studiu, mi se pare mult, 60 de lei la hectare. Așa mi se pare mult. Singura au făcut de pe seapă, așa că vrei, nu vrei pe aici, nu s-o iei. Care fac și în Bacău, care fac și la Roman, care fac pe Nu-i fost un pilot să Nu, mă răgeam. Corban. Trebuie făcut de aici. Corban. Nu știu ce la punctul număr 4. Cine este pentru, împotrivă, abține. Dar să ținem cont de rândul mici. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării documentației necesare pentru obiectivul extinderii iluminat public în comuna de Niuș, județul Bacău, în vederea implementării acesteia. Proiect inițial de primar Sava Constantin. Raport. Având în vedere articolul 36, punctul numărul 5, litera C, din legea numărul 215/2001, având administrația publică locală în baza articolului 56, alineatul 6 și 7, din legea numărul 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, a legii numărul... Care este dat, domnul Sumar? Ce are aia cu intravilanul și cu... Aici m-a dat la pus. Da, raport. Subsemnata Ioși Diana Mănica, consilier asistent în cadrul primăriei Hemeliuș, la compartimentul de urbanism, a dus la cunoștință următoare. Având în vedere referatul domnului viceprimar Tancău Iulian cu numărul 3726 din 2-5-2018, prin care se solicită extinderea rețelei de iluminat stradal în comuna Hemeiuș, pe mai multe tronsoane, considerăm necesar realizarea acestui obiectiv de străzile. Deci, pe străzile, deci, strada Grigore Tăbăcaru, aproximativ 200 de metri, de la numărul 31 la 37, da? Exact, e trecut și numărul la casă. Dacă vor explicații, la mai mult, la fiecare parte. Thank you.
Da. Strada Liniștei. Nu, străzi. Da. Deci străzile astea... Liniște 150 de metri, biserici 100 de metri, gării 400 de metri. Da. Așa, Pajiște, Păsturul, Luncii, pe ambele părți. Da, da. Strada Luncii de la Tocavrabie. Chiar mi-a plăcut exprimarea domnișoarei acolo și bine, lipsa iluminării corecte duce la crearea unui labirint. Da, dacă nu ai iluminare corectă și plus pericolul oamenilor, cetățenilor, la copii. Și sunt foarte multe cereri. Deci din plastice. Da, așa. Hotarul e aproximativ 400 de metri. Acolo pe hotarul este o problemă. Deci, ca să vă spun, să știți. Deci sunt două linii de 20 de kV. Da? În paralel. Deci, peste... Da. Deci, pot să fiu mult mai explicit. Deci, nu pot fi montat stâlp de iluminat la nivelul celor care sunt pe drumul național, drumul județean, drumul comunal. Acolo trebuie să montați niște stâlpi de 6 metri. Până acum, atât la intrarea asta. Da? Pe în zona respectivă. Deci acolo nu este iluminat lumină, absolut lumină deloc. Este frumos, nu pe deci pe, pe în spate, pe la Paladii, pe la... acolo, deci 400 de metri fără iluminat, strada Hotarului. Deci se poate face iluminat cum trebuie, dar pe stâlpi un pic mai micuți, da? Și un pic și mai reși. Trebuie, trebuie și balastare acolo, nu s-o balastare deloc. S-o balastare în fiecare dată acolo, cele mai mari probleme. Deci, din ce cauză? Sunt canale colectoare pe mijlocul drumului puse, când intri cu utilajul nu poți intra peste tot, trebuie să nivelezi după aia... Dar, domnul primar, dar au fost prins aici. Păi s-au făcut de fiecare dată, s-au făcut. Au fost prins aici. Uitați-vă că sunt proprietari care s-au scos pământul în marginea proprietății, în respectiv, lângă drumul, l-au pus lângă gar și tot pământul ăla vine în, în, în drumul nostru. Și tot timpul am avut de furcă cu această zonă. Mărgenele. Și acolo spune. Cum? Mărgenele. Cu ce se contribui? Nu vă mai spun că se construiește. Acolo sunt în zona respectivă vreo 3 sau 4 cartieri care se construiesc, dezvoltatori. Deci nu trebuie să mergem cu mașini de 3 verditori, degeaba pe o parte reparăm, pe cealaltă se strică. Dar puteți să-i chemați domnul primar și puteți în vedere cum reface infrastructura pentru că nu pentru nimic. Au înțeles, au înțeles. În schimb, problema mai este și din alt motiv să mai distrug drumurile. Se branșează la gaz. Sunt foarte multe construcții noi. Și atunci, ăsta reclamă cum eu strica drumul, ălalt vrea să-și tragă gazul. Perioada e scurtă, o săptămână, două, până când se reface. Că nu se pot face așa într-o... Acolo, într-o la hotarul 70 metri și lățime de 6 metri. Da. Da. Și atunci sunt probleme, ce se, tot pentru cetățeni. Nu că cât am vrea noi și ne-am străduit, ar trebui să stăm numai pe strada Hotarului. Ăla își trage gaz, ăla se branșează la curent, ăla își face cartierul cu trei case mai încolo. Trebuie discutat foarte serios și cu mărgineniu. Și mărgineniu ne-a mai ajutat și ei, au mai contribuit și ei. O să reușim să-l asfaltăm, că l-ai propus la asfaltare. Da. Poate dă Dumnezeu să-l asfaltăm și nu o să mai avem... Să scăpăm de licitațiile astea. O să vă, apropo de licitație, o să vă chem de colegul de la achiziție să vedeți ce răspuns și ce oferte ne-au trimis firmele de proiectare de la drumului. Cu copila, nu? Da, nivelul șarpante și distanța până la coamă. Facem șosele acoperite. Asta e țara în care trăim și se face. Da. Având în vedere cele relatate mai sus, propunerea acoperă documentațiile necesare pentru obiectivul de extindere rețea de iluminat public în comuna Hemeu, județul Bacău, în vederea implementării acestui proiect. Deci sunt străzi care nu sunt porțiuni de străzi care nu sunt. Ce se comentează la asta? Nu vă scapă, pentru că plătește taxe și impozite ca și măgare. Au nevoie oamenii de lumină, de apă, pune la vreo să o aveți în vedere și pentru împotriva țin. Dima, tu erai de lângă care împărată, cum se cheamă acolo, la avion? Care? Industrie. Hidrocentrale? Hidrocentrale. Acolo e o problemă. Și aia să nu plângea de iluminat. Acolo e o problemă cu iluminatul lor propriu, cu instalația de alimentare cu energie electrică, propriu la casă. Din partea alaltă, da. Din cauza liniei ferate. În vecinătatea drumului, nu prea avem fizică. Dar se poate capta domnul primar să... Adică să tragă, încet, încet cu eu, am căutat o soluție, să vină la strada principală, nu? Din DN, de aici. Către ei. Acea stradă este cea mai defavorizată din toate comunările. Da, dar sunt... Din toate punctele. Da. Da, toate punctele. Sunt câteva case, astea de lângă... De la intrare de stânga au reușit și s-au ajuns. Palurul și cu toți am rezolvat cu ei. Și am fost la Agricola.
În schimb, partea altă cu Ionel Durangă, tot la fel. De la Agricola nu poate să-și tragă, că nu are... Credeți că este proprietarul unui teren și nu poate să treacă prin proprietatea. Deci cei de la Hidroelectrica nu au mai acceptat ca să alimenteze și mai sunt încă trei proprietăți acolo. Dar și ca iluminat public, ar trebui luat în vedere și lucrul ăsta. La linia ferată, trebuie să am 15 metri. Unde mă duc cu 15 metri la stâlp? Direcția. Mă duc cu ce proprietatea cui mă duc? Marius, vreau să mă duc din terenul fiecare. Bine, banca, să zic că... Să montez stâlp la 15 metri din linia ferată. Și la 15 metri trebuie să intru pe terenul privat. Și tu ți intri acolo. Nu, dar pe cine mai găsești? Cum să accepti? Când intri 6 metri, ți intri 6 metri în cum ar fi în curtea mea. Pentru că eu unul va fi proprietate. Și care om acceptă să, din proprietatea mea, să întreagă capul de la Eon gratuit, vor vrea Eon. Eon e firmă privată. Dar sunt cazuri. Sunt cazuri, dar jurnal acceptă. Și am înțeles că este cazul în care persoana respectivă nu dă acceptul vecinului să ia curea, pentru că trebuie acceptul lui. Da. Și cum se dă? Carență legislativă. A fost un caz că nu era de acord vecinul, da, este nu fost pe și după aia au fost de acord aici. Nu asta-i treaba. La mulți situații de genul ăsta. Da, da. Să poartă. Trecem la punctul ăsta. Proiect de hotărâre privind aprobarea definitivă a documentației pentru introducerea suprafeții de 10.000 m² intravenalul localității din Hemeiuș și elaborare pus în vederea realizării obiectivului, ansamblu de locuințe, teren ce se află în proprietatea domnilor Codoroabă Dumitru și Codoroabă Virgina. Virgina, de domnul primar, sala Constantin. Da, a fi mai aprobat în ședința din 16-a 4-a, a dat acordul. Deci ce spune, definitivă. Da. E chiar știință. Cunoașteți problema? Da, da, da. Da. La turbul. Rezultat. Văzând cereați documentația anexată la aceasta, înregistrate la numărul 3228 din 16-4-2018 de către solicitant și raportul de specialitate din cadrul compartimentului de urbanism numărul 3309/17-4-2018 în temeiul legii numărul 50/1991 republicată privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcții, legea numărul 250/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și legea 215/2001 privind administrația publică locală, analizând cererea solicitanților ce au depus documentația privind realizarea unui PUZ, întocmit de specialiști în domeniu și avizată de către OCPI, Bacău, privind realizarea obiectivelor propuse spre construire, consider că este necesară realizarea unor asemenea investiții în comuna noastră, pentru faptul că prin aceste priorități comuna va deveni o comună atractivă și va îmbunătăți bugetul de venituri. Tocmai de aceea propun spre aprobare hotărârii definitive a documentației pentru curs, în vederea introducerii în suprafețe de 10.000 m² în extravilanul satului Lieci, în intravilan pentru obiectivul construirii ansamblu de locuințe, comuna Hemeiuș, județul Bacău, prin hotărâre de Consiliu Local, propus proiectul de hotărâre inițiat. Dacă ar face ei, ar fi cel mai bine. Că ei fac. Ceea ce nu crede, dar mă rog. Ei bătrâni. După aprobarea de la Consiliul Județean, trebuie înaintată documentația la guvern. Ca să emită o hotărâre de guvern, să depășesc 500 de hectare. Tot așa ca, pot să spun, ca o realizare mult așteptată, vă pot anunța că și proiectul de la GAL cu podul excavatorului este eligibil. Am primit. E bine.
informarea. Acolo sunt fonduri europene. Fonduri europene, 65 din GAL. Da. Din alea 2.500.000 de lei din euro. Euro, care urmează a fi absorbat, absorbit. La Anticomandimer. Da, nu din Comandimer, și toată. De tot GAL. Toți membrii GAL. Și GAL, la Nicolae Băcescu. Supunem la vot punctul numărul 6. Cine este de acord? Ține. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare pentru actualizarea proiectului numărul 11 din 2015 în vederea implementării obiectivului. Extindere sistem de canalizare în sat Fântânele și Chemeiuș. Proiect inițial cu domnul primar Sava Constantin. Adresă de la Cravu, corespondență cu Cravu, da. În care mi-am trimis o adresă și mi s-a răspuns. Știam că avem un proiect depus acolo și nu s-a mai găsit. Ca răspuns la adresa dumneavoastră, prin care mi-ați înaintat adresa din adresa primăriei meu și numărul 7-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 
conectarea corectorului de canalizare propus pe traseul strada Fântânilor între intersecția cu strada Privighetorii, Zvorul Alt, strada Trebeș și intersecția cu strada Ion Simionescu și strada Ion Simionescu, între intersecția cu strada Fântânilor și intersecția cu strada Pisăcii, la colectorul de canalizare existent pe strada Ion Simionescu, drumul de teanul 119, executat din ceramică vitrificată diametru 250 mm. Facem mențiunea că descărcarea noului colector de canalizare propus de colectorul existent pe strada Ion Simionescu, datorită configurației terenului, trebuie să se facă prin intermediul unei stații de pompare a apei uzate. Atragem atenția că pe traseul colectorului existent, respectiv Ion Simionescu, strada Cării Sfântul Gheorghe, strada Rozilor, strada Crinului, Calea Moldovei, strada Hotarului, cu descărcare în colectorul de canalizare situată în strada Calea Moldovei, ovoit 600 pe 900 de milimetri, există două stații de pompare a apă uzată, una situată în intersecția Crinului cu Rozilor, dimensiunea pentru un debit maxim de 12,5 litri pe secundă, cealaltă situată în intersecția strada Hotarului cu Calea Moldovei, dimensionată pentru un debit maxim de 15,3 litri pe secundă. În lipsa unor date tehnice privind dimensionarea noului colector de canalizare debit cotat maxim. Da. Populația de servită, așa, vă solicităm să ne transmiteți debitul orar maxim de calcul pentru colectorul de canalizare propus în zona strada Fântânilor, strada Ion Simionescu, pentru verificarea capacității hidraulice de transport a colectorului de canalizare existent, respectiv de verificarea regimului de funcționare a celor două stații de pompare apă uzate existente în noua configurație. În baza acestei adrese, noi am văzut să există o corelare între proiectul nostru și cerințele dumneavoastră. Deci, dacă îmi permiteți, am studiat acesta, spune actualizarea proiectului din 2015. Alegerile au fost în 2016. Cel mai bine să ne lămurească, domnul Mihail, care e problema cu... Da, este făcută documentația, încheiat contractul de proiectare, făcută proiectarea. Atunci, la vremea când am discutat cu conducerea Crabului, ei spuneau așa, că din economiile care se fac în zona Târgu Ocna, Moinești, Comănești, Bacău, așa, se poate face, dar nu exista proiectarea făcută. Și atunci am bătut palma și am zis, doamne, facem noi proiectarea ca să putem să facem canalizare. Deci noi alți bani acum, la Consiliul Local, pentru canalizare, acum facem reactualizare. Da, și nu trebuie altceva. Da, și trebuie să-l depunem. Practică nu a fost depus. Aia e chestia. Au fost luate toate avizile, au fost luate toate autorizațiile. Deci, dacă o trecut timpul, e clar că s-a expirat. Nu se reactualizează, deci numai atât. În rest, toate elementele din proiectul tehnic sunt aceleași. Elementele din proiectul tehnic sunt aceleași, se reactualizează presurile și avizele. Și din nou avizele. Și avizele.
Mai plătești, da. Da. Sigur, mai plătești, da. Mai plătești, da. Dacă nu e tine. Da, da, plătești. Supunem la loc punctul numărul 7, cine este pentru, împotrivă, abține, punctul numărul 8, diverse. Diverse, da? Două probleme eu, dacă nu ați voie. Vreau să inițiez, vreau să fac, vreau să particip cu terenul de fotbal. Să știți, cu echipa de fotbal. M-am hotărât, îl iau pe domnul Roșca la Brățeta, cum se spune la țară. Trebuie să facem ceva. Am avut noi, prin amabilitatea dumneavoastră, discuții ieri, când studiam aia. Deci să vină tot aviz, să terminăm terenul, așa să creăm o asociație. Stăm de vorbă cu avocatul care este responsabilitate juridică tot, trebuie să facem ceva. Pentru că Chemeiușul a avut și are potențial, dar e tradiție în fotbal. Mecanizatorul Chemeiuș, cine nu știe, a jucat și eu împotriva mecanizatorului. Da. Și trebuie să facem ceva. Dar în primul rând, definitivăm acolo domnul primar, da. Pentru că la terenul de fotbal se poate desfășura și alte activități, cum spuneați dumneavoastră. Păi noi nu vrem cetate acolo, vrem să facem un loc de joacă pentru toți copiii din Ilieci, un loc ferit, un loc care nu dau mașinile, nu-i trafic, nu-i nimic acolo, pot să meargă bunicii cu părinții, chiar un fel de părculeț aș vrea să fac în vecinătatea terenului de fotbal. Da. Un mic părculeț. Stâlpul ăla... Exact ca și cu terenul lui Udrea, care spun că Udrea au făcut terenuri în pantă. Udrea au fost ministru, primari și proiectanți au greșit, nu Udrea. Dar Dumnezeu, pardon, în Costa Rica. Acum, da, acolo okay. Face și... Da, la noi acolo e o problemă, pentru că din cauza asta au trebuit să așteptăm la OCPI. Acolo nu mai era intravilan, era extravilan. Trebuia să luăm din nou avizul pentru acest teren, că era... El a fost odată scos din extravilan, intravilan. A fost scos? Nu știu, nu pot să dau seama. Cum dracu, dacă a fost scos și... Și nici nu e ce să iau plasamentul ăla, ca să putem scoate stâlpul. Trebuie să o facem ca să nu mai stăm cu stâlpul. Dar cum era foarte simplu, domnul primar? Se făcea pușă simplu o alveolă. Și nu s-a făcut deodată când trebuie. Deci dacă ne gândim bine și ne uităm unii proiectate în acolo, am înțeles, eu nu știu, poate că s-a investit o grămadă de bani acolo. Terenul de fotbal. Împrejmuirea. Împrejmuirea. Numai întreținerea câți bani era. Putem? Numai întreținerea anuală câți bani au costat cu noi. Dar nu, nu s-o făcut nicio întreținere, s-o tăiat doar vegetație. Nu știu dacă s-o... Cel mai mică sunt eu acolo, știu că am scos vreo două săptămâni, am scos masă vegetală. Asta o făcea masă de acolo, era de 2 metri jumătate, erau bălăriile, am păsâns, le-am scos afară, le-am dat foc. Acum este... Gata. Are cineva grijă acolo, de asta e puțin. Dar nu s-a cumpărat acolo, dar nu astea pe problemă. Deci ce pot să vă garantez că de 2 ani de zile nu s-a plătit niciun leu pentru terenul de fotbal, de tuns, iarbă sau de făcut ceva. Dacă s-a mai întâmplat, poate cu cozitoarea primăriei, dar e cam greu să te apuci să faci întreținerea unui teren de fotbal cu cozitoare cu firmă. De asta zic, dacă o să dea Dumnezeu să vedem acest obiectiv realizat, o să trebuie să vedem în organigramă, cum găsim, măcar un pasnic să-l avem acolo, acel pasnic să aibă muncitor să poată să întrețină, să ude, să o să fie vestiari, tribune, trebuie cineva să aibă grijă de ele, nu le putem lăsa așa, facem atâta investiții și o lăsăm de izbeliște. Probabil în momentul când se înființează asociația sportivă. Exact. Dar o să-mi iau, dacă vin la vizi la probleme, o să facem. Eu sper că nu sunt niște construcții greu de realizat. Dacă foarte ușor, nu se mișcă așa. Se va mai astăzi, e vorba că se va simplifica și legea achizițiilor publice, cel puțin ce am înțeles și eu de la televizor. Poate dă Dumnezeu până în ies avizii, maxim 2 luni de zile, sperăm să fim gata și cu avizii și undeva la sfârșitul august, vremea ne permite să găsim și firma care câștigătoare, să putem să-l realizăm până în toamnă. Dispensarul. Dar foarte mare. Dispensarul este la fel la faza de licitație pentru proiectare. N-am trecut de fază. Păi uitați că chiar cheamă-l un pic primarul să vedeți ce am pățit cu drumurile de la FIR, cu drumul la Uniunea Europeană. Avem
6 sau 7 firme care s-au înscris la licitații pentru proiectare. Da. Pentru că cea mai mare tâmpenie, să faci proiectarea la licitații, să găsești o firmă din nu știu unde din țară, cu care după ce încheia contractul, ori să o mai găsești, ori să nu o mai găsești, ori să-ți termini lucrarea, ori să nu ți-o mai termini și tu să pierzi bani. Nu este plătit așa. Da, acum. Dar nu știu, de ce nu se vrea. Deci cred că e ceva anume, să ne încurcăm noi, că suntem români și vrem să ne încurcăm. Și am la licitația fărului, cu bani de la buget, cei 6 km, tot vorbim de 2 ani de zile, noi avem două proiecte în derulare cu drumuri, cu modernizare drumuri. Avem unul cu 6 km, cu bani de la buget, care a fost depus pe fonduri europene, domnul Cuma știi, după care am continuat cu avizii, cu toate celelalte, toți ceilalți pași, și suntem la faza de licitație. A fost licitația, a fost un desemnat un câștigător, după care suntem în contestație. Nu știm cât durează contestația. Momentan, Marius nu este aici. Ia plecat, că convinge un lucru de la spația de gravare să rezolvi cu strada. Jurnalul nu ne-au anunțat. Da, ieri a venit dirigentul Sfântului, s-a anunțat cum se fă, deci iar la licitația pentru proiectarea drumurilor, vreau să vă spun că două firme ne-au trimis să le dăm lămuriri despre șarpantă. Și atunci ne-am întrebat, facem drumuri cu șarpantă, înălțimea... Da, deci drumuri cu șarpantă. Acoperite și trebuie șarpantă. Și bă, nu am cerut să cu terasă, da. Și avem o comună modelă. Deci vă dați seama ce firme concurează și ce firme intră în concurență pentru a câștiga licitația. Am înțeles că e rușitran că ei se dau ca 11 km de străzi. Ia, cu băieții la taia.